Bun găsit din nou, sunt alături de războinici care se află în fața celui de-al treilea duel. Până acum au plecat Ovidiu Jimborean și Ana Maria Stamen din echipa albastră. Vom vedea cine va intra la duel în câteva momente. Știm deja numele celei care are cele mai mici procentaje. Este vorba de Ana Cazan, cea care are cele mai bune procentaje și cea care ne va spune numele adversarei sale este Iulia Aradi. Până atunci vă reamintesc că cum se desfășoară acest duel. Se pleacă de la 3 vieți. Pentru fiecare înfrângere se scade un punct. Cine ajunge la 0 pleacă acasă în România. Avem și de această dată un final complex care solicită îndemânarea concurentelor noastre pe care îl vom descoperi împreună. Până atunci, descoperim numele celei care o va înfrunta pe Ana Cazan. Iulia, înțeleg că decizia a fost una de ultimă oră, ca să folosesc termen din știri. E breaking news sau nu? Da, este foarte greu să fii pus în această postură. Dar până la urmă ne-am făcut-o și cu mâna noastră. Suntem o echipă, am decis cu toții cine va intra la duel alături de Ana. Ați votat, Iulia, sau cum ați făcut? Am discutat toți, plusuri, minusuri. Ați văzut că foarte mult au început să conteze și traseile și finalul. A aruncat. Și Ana se descurcă foarte bine, l-a aruncat. O face pe Irina. La fel, punctaje, scoruri, am discutat pe tot parcursul de la începutul concursului. I-am rugat pe ei să mă ajute, pentru că sunt împreună din prima zi și până în acest moment. Eu am intrat pe parcurs, nu știu în totalitate evoluția lor. Maturitate, caracter, puterea de a trece peste o înfrângere, da, modalitatea de a reacționa în urma unei înfrângeri sau mai multor eșecuri. Deci, până la urmă, cred că tot la vot. Cine e pentru ăla, cine e pentru ăla e... Că altfel n-avem, cum să ne spune. Am discutat cu toții și am decis. Cine va intra, din păcate, cine? Lângă Ana? Și ea este Ana Mihaela Popescu. Mihaela Popescu, așadar, din nou la duel pentru a doua oară. Mihaela Popescu o va avea de această dată adversară pe Ana Cazan. Mihaela, cum te simți? Totuși, al doilea duel, emoțiile sunt mai mari sau poate sunt mai mici pentru că ai trecut prin așa ceva încă o dată? Bună din nou, Cosmin. E a doua oară la duel. Mi-am dat seama că duelul nu este un lucru prin care să te dea înapoi. Adică eu cred că dacă intri la duel, ai a doua șansă. Ce-o fi, o fi, cea mai bună să rămână și am mai trecut odată prin chestia asta și știu cum este. Deci... Te-a supărat în vreun fel faptul că te-au nominalizat colegii, sincer? Sincer, nu m-a supărat, pentru că fiecare duel pe care îl parcurgi este o nouă întărire pentru tine, o nouă schimbare și chiar mă bucur. Adică sunt alte echipe care intră la duel sau sunt alți concurenți care intră la duel și totuși ajung până în marea finală. Diferența o face atitudinea și mentalitatea. Așa e, fără doar și poate, duelul nu e neapărat egal cu eliminarea. E corect. Foarte adevărat ce ai spus. Mulțumesc mult, Mihaela Popescu. Mergem și la Ana Cazan. Ana, pentru tine este primul duel. Te așteptai să ajungi aici atât de repede, să spunem? Totuși este a treia eliminare pentru voi. Sincer, nu mă așteptam să fiu la duel. Însă îmi doresc foarte mult să rămân în această competiție. Chiar îmi place traseul pe care îl voi avea astăzi. Am să lupt cu noi puteri, să zic așa, chiar după ce am aflat că voi intra la duel. Stau foarte bine cu psihicul și am să dau tot ce pot pe traseu ca să rămân în această competiție. Mulțumesc mult, Ana Cazan!
Vă doresc multă baftă, baftă Ana, baftă Mihaela astăzi, în duelul care începe în câteva momente. Iată traseul pe care se va desfășura, unul despre care Ana spunea că îi place. Începe cu două elemente care trebuie împinse, apoi se ajunge la acest cripete de uriaș care acționează un tunel, o scurtă trecere pe un podeț prin apă, sunt două porți care trebuie deschise, urmează șase ciupercuțe cu două cabluri care trebuie acționate, apoi zona, poate zic eu, cea mai dificilă a inelelor, apoi se trece pe sub mai multe arce de cerc, iar așa cum vă spuneam, finalul este unul complex format din două bucăți, să-i spunem așa. În prima dintre ele, pe o masă există deja un număr de piese, va trebui să cărați altele și să completați un puzzle, un triunghi, apoi trebuie să curățați masa aruncând cu săculeți de nisip, cu saci de nisip. După ce terminați această etapă, în mijloc există un băț, o țeavă pe care trebuie să așezați un inel. Repet, un final care solicită foarte mult, să spunem, îndemânarea, devenit finalurile de la dueluri mult mai complexe din acest punct de vedere. Vă reamintesc, se pleacă de la 3 vieți, da, pentru o înfrângere se scade un punct. Duelul de astăzi este, vă reamintesc, Ana Cazan versus Mihaela Popescu. Baftă! Începe al treilea duel de eliminare din echipa albastră de la Războinici. La start se află cele două fete. E vorba de Ana Cazan și de Mihaela Popescu. Succes! 3, 2, 1! Se strecoară pe sub primele obstacole, urmează elementul de împingere, extrem de dificil pentru fete, zona care solicită foarte mult brațele, acel mosor care ridică tunelul. Aproape în același timp, Ana Cazan și Mihaela Popescu ajung la prima poartă, deschid aproape în același timp, extraordinar, ciupercuțele, 6 la număr și inelele alunecă Mihaela, dar o ia de la capăt Mihaela, o mică eroare acolo, să vedem, repară foarte repede Mihaela, mic avans pentru Ana Cazan, dar în final se poate întâmpla orice. Trecerea pe sub cele 4 arce de cerc și momentul în care vor trebui să așeze piesele. Să vedem cum vor face puzzle-ul. Începe să așeze Ana, 7-8. Trebuie să arunce piesele mult mai aproape de măsuță. Să vedem, 8-9 așează și Mihaela, 10. No. Noi trebuie 9. 7 trebuie acolo în loc de 10. Să vedem, va trebui să reașeze și termină prima acest perete în formă de triunghi. Ana Cazan termină și Mihaela Popescu. Începe să arunce Ana Cazan, dă destul de tare, să vedem și pe Mihaela. O mică eroare, rămân piesele acolo la Mihaela, continuă. Mihaela dă prin acea gaură pe care am făcut-o, continuă. Mihaela, 3 piese la Mihaela, 2 acum, una singură la Ana Cazan, una și la Mihaela Popescu. Să vedem, cade piesa cu numărul 3, pleacă după inele. Ana Cazan doboară și Mihaela Popescu. Începe Ana Cazan, dublă ratare, mai are un inel, a luat toate inelele Mihaela Popescu. Aruncă Mihaela prea tare un pic, să vedem, e foarte interesant, se lasă una pe cealaltă, pleacă să recupereze cele 3 inele, 3 albastre pentru Mihaela, doar 2 pentru Ana. Aruncă mai rapid Mihaela, extraordinară viteză de reacție a Mihaelei Popescu, care rămâne la cota 3. Ana Cazan coboară la cota 2.
vieți are în continuare Mihaela Popescu. La cota 2 se află acum Ana Cazan. Succes fetelor, continuă duelul de eliminare. Baftă! 3, 2, 1. Una dintre cele două fete își va lua la revedere de la echipa sa. Început bun în acest duel pentru Mihaela Popescu, care, deși s-a împiedicat, a căzut la primele inele, a reușit să revină, a fost foarte liniștită în final. Rulează mai rapid decât Ana Cazan, deschide prima poartă, vine și Ana la cea de-a doua. Să vedem, a doua poartă deschisă de Ana Cazan, ajunge la inele Mihaela Popescu. Un final complex, sunt mai multe piese care formează un perete și apoi în mijloc un par, un băț pe care trebuie așezat un inel. Mihaela Popescu se strecoară pe sub arcele de cerc, ultimele două inele pentru Ana Cazan. Termină și Ana Cazan. Aruncă piesele, de această dată a schimbat tactica Ana Cazan, moment în care începe, cred că, să construiască Ana. Să vedem, pune piesa cu numărul 7, pune 7, 8 și 10 și Mihaela, să vedem, 7, 8, 9, 10, 11, două piese mai are Ana Cazan, o piesă mai are Mihaela Popescu. Termină și Ana Cazan, moment în care vor începe să arunce. Intră în poziție, dă tare și Ana, dă tare și Mihaela, o eroare pentru Ana Cazan. Să vedem, continuă Mihaela, mai sunt două piese la Mihaela, dă în masă, să vedem, dă în masă și Ana Cazan. Trei piese au mai rămas pe masă, o piesă la Mihaela, trei piese la Ana. Strânge din dinți Ana, șterge cubul Mihaela, dă în masă din nou, mai cade o piesă. Să vedem, două piese la același timp, e deja la inele Mihaela, termină și Ana Cazan, aruncă Mihaela două inele, al treilea e deja acolo și termină Mihaela Popescu, rămâne la cota 3, Ana Cazan coboară la cota 1.